vorba de pălărie nouă, șa-la-la-la-la-la-la-la. Tu mi-ai luat cafele două la The Wild Garden. Urmează să se pregătească o cafea extraordinară. Numai acum se prăjește chimionul cu zahărul și știți dumneavoastră că se face mai... Dar, ura, am intrat în Schengen! Aero-Schengen. Bă, ne lasă austriecii să mergem pe Schengen, dar cu avioanele. Cu o mică condiție să primim pe toți imigranții. Bă, eu știam că suntem în aer, dar nu chiar așa. Deci situația în aer este foarte bună. Pe uscat, genială. Am luat cel mai bun tren electric din ultimii 30 de ani. Un tren extraordinar care merge, deja are întârzieri și nu a fost dat în folosință. Deci și pe terestru și pe uscat mergem bine. Predicțiile sunt sumbre, din moment ce în Constanța s-a inaugurat în gară o bibliotecă. Bă, în gară s-a inaugurat o bibliotecă. Deci tu stai și aștepți trenul și citești, cum a zice Banciu, a la recherche de temps perdu. 6 volume. Și aștepți, oare vine trenul de la Episcopia Bihorului? Deci, în aer suntem, pe uscat. Și în apă, în apă o luat săracul David Popovici, o luat un bronz în bazin scurt. El e obișnuit în bazin lung. Bravo lui, felicitări, nicio problemă. Ce m-a șocat pe mine a fost că transmisia campionatului european de not în bazin scurt s-a dat pe Antena Stars. Bă, pe Antena Stars, mă și așteptam când ies ăștia din apă să zică: bună, tu știi ce a mai făcut Serghei Mizil? Salut! Tu ce crezi, Gina Pistol va mai sta lângă Smiley? Antena Stars, să nu dea TVR-ul, să nu dea o televiziune de sport, Antena Stars. Mă așteptam să dea startul tipele în paiete care ziceau: și după această cursă la scurt, după această cursă scurtă, o să mai aflăm câte ceva din viața Nataliei Mateuț. Dacă nu o vezi, poți să... Asta e televiziunea în România. Moment publicitar. Țara are nevoie de mai mulți Moș Crăciun. Sau lumea. La Coca-Cola am văzut așa. Lumea are nevoie de mai mulți Moș Crăciun. Acum când Irinel Columbianu e la azil, a? Am pierdut un Moș Crăciun, am pierdut un sponsor. Irinel Columbianu, care la nunta lui a adus din America ghiare de găină gătite de un șef, din Paris, și a comandat bucătarului să îi se facă așa ceva meniu de nuntă. Vedeți că Dumnezeu nu bate cu bâta. Dacă el s-a ghierat cu ghearele de la găină, așa a ajuns și acum. Așa a ajuns. La disperare, n-are nici cât negru sub unghie. Noroc cu prietenii care mai au câte o pizza. În schimb, Dorel Vișan, actorul Dorel Vișan, a spus că mănâncă ceapă de 3 ori pe zi. Și în rest ce mâncați, maestre? Usturoi. Asta e. Trebuie să zic și asta, deși e o rubrică mai veselă. Zilele trecute a decedat profesorul meu de muzică, profesorul Gheorghe Bădău. A educat generații întregi de tineri în spiritul folclorului. Și eu am cântat la un moment dat la fluier, a făcut turnee prin țară, a fost un lucru extraordinar. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească și să rămână în memoria noastră ca unul care a făcut ceva pentru generațiile tinere, pentru a ne insufla dragoste de folclor și de a ne arăta că se poate și mai mult în afară de școală. Pentru noi aia era școala altfel. Da, ca să nu încheiem totuși într-o notă prea tristă, experții Feng Shui spun că bradul, ca să-ți aducă beneficii materiale și spirituale, bradul trebuie postat, nu pe net, trebuie pus în stânga camerei. Eu în stânga camerei, tu Vlad știi, avem teracota. În față la teracotă stă soacră mea cu spatele la teracotă să se încălzească. Unde pun bradul? Pe teracotă sau în brațe la soacră mea? Dacă îl pun în brațe la soacră mea, o să fure toate o să mănânce toate bomboanele de pom. No, mai poți avea Feng Shui în casa asta. Până data viitoare, mulțumim pentru subscribe, share și like. Să ne vedem cu bine la cafeaua de după.